prea cu și prea cu cernici părinți, iubiți frați și surori, împreună rugători. Pasajul evanghelic rânduit de către biserică să fie citit în această zi de sărbătoare dedicată Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, făcătorul de minuni, doctorul fără de arginți, este cel care ne vorbește despre iubirea lui Dumnezeu și ura a lumii. Prin termenul de lume nu trebuie să înțelegem mediul înconjurător, cosmosul, universul care ne înconjoară, ci prin lume trebuie să înțelegem totalitatea atitudinilor potrivnice, disprețuitoare la adresa lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Evanghelistul. Atunci când vorbește de această opoziție dintre ura lumii și iubirea lui Dumnezeu, are în vedere pe cei care se poziționează disprețuitor, înjositor la adresa lui Dumnezeu și pe cei care îi sunt slujitorii lui, îi sunt ucenicii lui. Martirul, mucenicul, este cel care învinge ura vrăjmașilor lui Dumnezeu pentru că în adâncul inimii sale este înrădăcinată iubirea lui Dumnezeu din care se hrănește. De aceea, în totdeauna, oricât de nevalnică, oricât de impetoasă ar fi ura lumii împotriva Lui Dumnezeu, iubirea este cea care învinge, este cea care biruiește. Iubire care izvorăște din bunătatea ființială a Lui Dumnezeu. Iubire care nu poate fi clintită, nu poate fi răsturnată, Știrbită în niciun fel de ura lumii. Așa se explică, așa putem noi înțelege cum martirii mucenicii lui Hristos au rămas neîncovăiați de răutatea, de disprețul, de chinurile fizice la care ei erau supuși. Pentru că Hristos, iubirea întrupată, era în inima lor, în adâncul existenței lor. Prin urmare, ura lumii, când se îndreaptă împotriva ucenicilor lui Hristos, de fapt, aceasta are drept motivație mai întâi ura față de Isus. El însuși ne spune că dacă pe voi vă urăște lumea, de fapt pe mine mă urăște întâi prin voi. Este atât de multă delicatețe în cuvântul lui Hristos. Dă curaj celor care sunt supuși batjocurii, ironiei, persiflării lumii acesteia prin faptul că îi încurajează spunându-le nu voi de fapt sunteți ținta reală a urii celor care nu iubesc pe Dumnezeu, ci ținta reală este însuși Hristos. Cel a cărui viață s-a încheiat prin răstignire, s-a încheiat prin prigoană, prin revoltă a omului, care în nebunia lui, în iluzia lui, a crezut că poate să-L omoare pe Dumnezeu. Paradoxal și de neînțeles pentru noi, e o taină. Cu cât ura lumii se năpustește mai mult asupra lui Dumnezeu, cu atât El ne covârșește cu dragostea sa. Cu cât omul își propune, așa cum am spus, în nebunia și în iluzia minții lui, să-L omoare pe Dumnezeu, cu atât Dumnezeu face minunea de a-L învia pe om din răutatea Lui, din revolta Lui, din disprețul Lui. De aceea martirii Lui Hristos, la fel ca Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, cel care era un om foarte învățat, un medic priceput, profesionist, am spune noi, Într-o exprimare modernă, l-a iubit pe Hristos atât de mult încât el nu s-a lăsat, înfricoșat, nu s-a lăsat în niciun fel încovoiat de cei care îl amenințau că îl moară, că îi iau viața. Inima lui, viața lui era plină de iubirea lui Hristos. În Scriptură ni se spune că iubirea este mai puternică decât moartea. Martirii au trăit acest adevăr în carnea și sângele lor. Nu era o simplă teorie, o vorbă lipsită de conținut, ci era cuvântul care le străbătea întreaga ființă, întreaga existență. Numai în felul acesta martirii mergeau, cum spunea atât de frumos un teolog român, părintele Ilie Moldovan, mergeau la moarte ca la nuntă prin moarte martirică, ei se logodeau, se cununau cu Hristos, mirele sufletelor lor. Așa se poate explica și răbdarea pe care o aveau. Faptul că ei știau să convertească un moment de dispreț, de ură a lumii îndreptată întâi înspre Hristos și apoi înspre ei, puteau să convertească acest moment Într-unul de binecuvântare, într-unul de sursă de mare har și de exprimare de plină a dragostei lor față de Dumnezeu. Noi, atunci când suntem ironizați, suntem bajocoriți în credința noastră, ne întristăm, încercăm pe cât ne stăm putință, nu să ne apărăm că nu are nevoie Hristos să fie apărat de noi, ci încercăm să dăm o mărturie despre ceea ce noi iubim foarte mult. Ne întristăm, ne supărăm, cădem și în deznădejde, gândindu-ne că vor veni vremuri ostile pentru biserică, vremuri în care va fi nevoie să suferim, poate chiar să fim închiși pentru faptul că avem curajul să mărturisim să propovădim valorile în care credem, cele care sunt într-un contrast cu Duhul Lumii de astăzi, cu ideologiile care se perindă și sunt atât de malefice, atât de viclene, încât vor să ne prindă prin logica lor, în mreaja lor, ca să redăm credibilitate. Eu cred că din partea noastră este suficient doar să dăm mărturie, nici de cum să intrăm într-un conflict cu cei care să năpustesc asupra noastră cu ură și foarte mult dispreț. Mărturia credinței noastre în Hristos este deja o exprimare a dragostei, a iubirii în fața răutății oamenilor. Modelul nostru este Isus Hristos când era pe cruce și n-a primit din partea oamenilor decât priviri piezișe, bat jocură, revoltă, răutate. Când i-a fost sete, a primit oțet și fiere. În fața acestei răutăți, Hristos n-a contenit să iubească lumea, să iubească pe cei care îi erau nerecunoscători, ingrați. De fapt, cea mai minunată iubire și cea mai frumoasă dragoste a lui Dumnezeu față de om a fost descoperită pe cruce. Nu atunci când oamenii se minunau de cuvântul lui Hristos, nici când se bucurau de minunile pe care el le săvârșea, nici când ei simțeau puterea lucrării Harului lui Dumnezeu în viețile lor. Și atunci când oamenii și-au propus în nebunia lor să lucidă, atunci Dumnezeu ne-a cel mai mult. De aceea cuvântul de astăzi din Evanghelie, care vorbește despre iubire și ură, ne încredințează că întotdeauna ura va fi înghițită, va fi pulverizată, spulberată de iubirea lui Dumnezeu, de iubirea cea desăvârșită și neclintită a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa putem înțelege martiriul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, cel care atunci când era cel mai tare chinuit, trupește, din punct de vedere fizic, el s-a rugat pentru toți cei care îl vrăjmășuiau a lui Hristos, care pe cruce s-a rugat Tatălui Cel Ceresc, spunând așa, iartă Doamne, că nu știu ce fac. În starea aceasta de rugăciune, de iubire față de vrăjmași, Dumnezeu din ceruri i a descoperit lui Pantelimon, cel, cel pe care, înainte de a-și da viața martirică, de a-și da viața lui Hristos, l-a chemat Pandoleon, adică cel tot puternic, ca un leu puternic, i-a descoperit, spunându-i de acum, tu te vei numi Pantelimon, cuvânt din limba greacă, care înseamnă a tot milostivul, prea milostivul, pentru că tu ți ai arătat milă, milostenie, dovnicească față de toți cei care te chinuiau și te bagiocoreau, luându-ți viața. Să avem nădejde aceasta, chiar dacă vin vremuri ostile pentru biserică. Vin vremuri când ni se cere să dăm o mărturie. Vin vremuri când vom fi luați în derâdere pentru credința pe care o avem. Noi să avem această nădejde că iubirea va învinge întotdeauna. Pentru că iubirea izvorăște din bunătatea ființială a lui Dumnezeu. Și oricât de răi ar fi oamenii cei potrivnici, iubirea este cea care ne va da puterea ca noi să rămânem neclintiți în fidelitatea noastră față de Isus Hristos, care pentru noi nu este un simplu întemeitor de o religie ci este Dumnezeu întrupat. Este adevărul în persoană. Este viața ființială. Lumina ființială, bucuria ființială, este însăși viața noastră. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon să ne inspire pe toți, să-L iubim pe Dumnezeu așa cum El l-a iubit. Așa cum El a avut această putere să nu renunțe la Hristos, chiar dacă era chinuit, era schinguit, și ar fi putut ca om să cedeze. Să rămânem neclintiți în dragostea lui Hristos, mai ales atunci când vin asupra noastră, vifornițele lumii acestea, vin valurile care vor să ne înnece. Noi să rămânem este o imagine foarte plastică. Noi să rămânem asemenea celui care este pe vapor și, prin surprindere, vede că se iscă o furtună pe mare. Va face o mare imprudență să fugă în cabină. Pentru că există riscul ca valurile să fie atât de puternice încât să-l măture și să-l arunce în mare. Dacă e un om inteligent, deștept, Rămâne să ține de prima vară pe care o are în fața lui, trece valul, el rămâne strâns legat de acea bară și își salvează viața. Pentru noi, bara cea adevărată este Hristos. De El să ne ținem când vedem că suntem înconjurați de valurile urii. Și dacă vom rămâne neclintiți. De Hristos ne vom salva cu adevărat și Sufletul Amin.